Salut a tuturor, eu sunt Sava și bine v-am găsit la un nou episod, la un prim episod de fapt de tutoriale. Nu vreau să încep o serie sau ceva, dar asta o să fie un episod, o să fie un tutorial. Redstone, bineînțeles. Deci, hai să începem. În primul rând vreau să spun că nu sunt cel mai bun la Redstone, n-am fost și nici nu cred că o să fiu. Asta nu e un design foarte bun, dar e un design care merge și din punctul meu de vedere e util dacă vreți genul ăsta de ușă. Dacă vreți o ușă de 3 pe cât vreți voi, că chestia asta e, poți să o faci până la dracu în prea să-i până acolo. Sau până și până acolo, habar n-am, poți să faci cât vrei. Singura problemă cu ușa asta, după cum vedeți, e că la deschidere e lentă. Că se văd astea, dar în schimb din punctul meu de vedere e ok. Dacă vreți puteți să o faceți. Faceți. Da, a fătus Dumnezeu. Faceți, faceți. Și așa. Și merg la fel de bine. Am ales 3x5 aici, că voiam, că avea nevoie un prieten la un moment dat de o ușă de 3x5. Și mă gândeam eu cum să-i o fac și pana mea. Ok, deci chestia asta se bazează pe acest triple piston extender design. Haideți să distrug asta. Ok. Bun. Punem asta aici, asta aici. Și da. Asta e designul practic. Și asta e un design mai simplu, dacă aveți nevoie să fac și un alt tutorial mai peste câteva zile probabil. Și l-aș face și acum dacă aș vrea. Pe aia se bazează, da? Uitați, aici am făcut un design mult mai simplu. Vedeți că aici jos e de 3 pete ușa asta. Deci, prima dată să activăm de 2 ore asta, pentru că atât ce activezi se duce așa și după îl mai activezi o dată ca să aducă blocurile astea aici, ca să poți să mergi. Stați să pun blocurile astea înapoi aici. După, vin pistoane, astea sunt pistoane normale. Dacă uitați, tot normal. Astea sticky-uri. Ne întoarcem în spate, apăsăm pe buton și le împingem înapoi, practic. Acum trebuie să legăm căcaturile astea. Deci, practic, faceți de câte ori vreți voi căcatul ăsta, mă. Nu vă întindeți, gen, să faceți cât e zidul ăsta de lung. Că n-ai niciun rost, niciunul. A, da, și acolo e facility-ul. Salut! Acolo o casă, care n-am făcut-o eu, din păcate. De asta nu-i complicat, de asta nu-i completată. Acum trebuie să legăm căcatul ăsta. Depinde cum vrem să-l facem. Pe buton, pe bază de buton sau pe bază de lever. Eu o să fac pe bază de lever că e mai ușor. E mai ușor și chiar n-am chef să. Deci, în primul rând facem tubul ăsta, da? Vă să zic eu că leverul nostru e aici. E aici, da? Și spun de pe acum că ăsta nu e un design fix, gen, e flexibil. Adică, nu e nevoie. Stați să mă întorc un pic la asta, să văd exact cum am gândit-o. Câte sunt aici? 8? Da, 8. Nu încerc să-l copiez, dar încerc să mă inspirez un pic după ce am făcut pe celălalt, pentru că n-am chef să încerc să fac ceva nou și după să nu-mi iasă. Nu-mi place deloc, că nu-mi iese ceea ce vreau să fac și n-am niciun chef. Ok, momentan nu mai avem nevoie de buton. De buton.
Ok. De aici se împarte. Avem ăsta așa. Aici trebuie neapărat 8, că gen așa merge. Bun. Nu știu, puneți de-astea, puneți ăsta, un hap banan ce vreți să puneți. Mere, da? Mă, puteți să-l faceți mai mic, adică nu e gen vreo problemă. Și acum trebuie să urcăm la designul ăsta. De fapt nu, că pot să-l fac, da. După urcăm căcatul ăsta aici, urcăm căcatul ăsta sus. Și dacă vă întrebați de ce am crescut wool, cum face toată lumea, pentru că, pur și simplu, nu-mi place, îmi place metalul ăsta așa cum arată. Iron-ul. Adică metalul. Adică pula mea, nu contează. Hai să punem și un de ăsta. Hai să-i dăm și un delay așa frumos, elegant cât de cât. Ok, și ajungem aici. Aici avem nevoie de genul ăsta de design. Practic, punem trei de-astea, un triple piston extender, dar fără să se întoarcă înapoi. Și practic ce se întâmplă? Activăm prima dată astea de sus, după paste și după paste, să împingem înapoi ăsta la loc. Ok? Și practic acum facem asta. Vedeți? S-a activat asta și rămân astea așa. De fapt ar fi ideea mai bună să nu fie delay acolo. După când întoarcem ăsta, s-a oprit alea. Uite, le împinge înapoi, se duce ăsta. Și asta e ușa. Asta puteți să o faci de 3x5 și de 10x3 și vă cât dracu vreți voi. O secundă, așa să mut melodia. Faceți un tub, faceți ce Dumnezeu vreți voi să faceți. Se poate și cu buton. Nu e imposibil, de fapt nimic când redstone nu e imposibil, dar n-are rost. Ce cu buton, 3 secunde filmez un episod, după... Ok. Hai să închidem ușa. Și acum dacă vreți, v-aș arăta într-un episod următor cum să faceți o ușă de 2 pe cât vreți voi, deși cred că deja v-ați prins cum se face doar uitându-vă la asta și uitându-vă la designul de sus de acolo. Deci cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, dați un șut în cuib butonii de like. Eu am fost Ava și ne vedem dățile aviatorie. Pa!